Antonio, în această dimineață a ajuns în București. Spunea aseară că va pleca din Constanța undeva la 4-5 dimineața ca să ajungă în București să filmeze pentru Ai Umor. A făcut câteva postări. În această postare este împreună cu Zein. Are acolo Antonio și sketch-ul pe care îl va citi la Ai Umor. A stat ieri și a lucrat pentru acest sketch, iar astăzi a ajuns în București deoarece se fac filmările. Sper să nu aibă emoții, să facă un sketch bun și să-l vedem și noi difuzat în emisiune. Nu știu dacă Zein doar îl însoțea sau va face și el o surpriză și va participa la Ai Umor. Vedem ce ne spun cei doi astăzi după ce se vor termina filmările. Am înțeles că va dura destul de mult și de aceea nici nu vroia Antonio să o ia pe Maria pentru că a spus că va sta foarte multe ore acolo și nu avea rost pentru că va fi obositor. Îi urez succes. Astăzi am văzut-o pe Maria că a postat și ea. Era un scurt filmuleț în care o cântăreață interpreta o melodie turcească și Maria cânta împreună cu ea. O voce minunată și mi s-a părut că Mariei se potrivește foarte, foarte bine timbru vocal pe aceste melodii turcești. Cred că ar putea încerca genul acesta de muzică. Este doar o părere. Le urez succes la amândoi și lui Antonio și ei.